Mă bucur să vă văd pe canalul meu, dragi iubitori de misticism. Ei bine, dacă ești gata să te sperii cu adevărat, aceste primele două videoclipuri au fost postate pe contul TikTok Hotel de Ux Tepiz, deținut de un hotel din Mexic. În primul filmuleț, proprietara camerei spune că i s-a spus că în camera 30 poate fi văzută o persoană, în ciuda faptului că părăsise clădirea mai devreme dimineața. Se pare că vedem ceva, dar ar putea fi doar o reflexie sau o oarecare strălucire pe sticla din cameră, nu neapărat o persoană. Pentru a verifica mai în detaliu, proprietarul camerei decide să arunce o privire mai atentă. Urmăriți cu atenție fereastra. Vedem o față ciudată care se uită pe fereastră. Încă neconvins, creatorul videoclipului urcă scările. Totuși, de data aceasta, când se uită pe fereastră, fața ei nu se mai vede. Femeia intră în cameră și o caută complet pentru a se asigura și mai mult, dar nu găsește pe nimeni acolo. Brusc se aude o bubuitură puternică. Din păcate, acolo se termină filmarea, lăsându-ne să ne întrebăm ce făcea zgomotul. Mai multe persoane care au vizionat clipul au sugerat că chipul din fereastră ar putea fi pur și simplu o... Cu toate acestea, pare ciudat că a văzut-o mai mult de o persoană, nu doar această fată. Ce crezi că este asta? Există din nou acea față misterioasă? Spune-mi ce crezi în comentarii. Următorul videoclip a fost încărcat în contul TikTok The Paraworld. Totul începe cu faptul că îl auzim pe autorul videoclipului deschizând ușa de la subsol. Felul în care se comportă, se pare că ceva acolo jos i-a atras cumva atenția. Aici, întreaga cameră este ciudat de liniștită și plină de jucării, mai ales de câteva păpuși realiste. Bărbatul continuă să cerceteze camera, dar nu pare să găsească ceea ce i-a atras inițial atenția. Apoi se întoarce spre oglinda mare și uite ce se întâmplă. O fetiță îl urmărește de pe scări. După șocul inițial al bărbatului, din reacția lui putem spune că fata este probabil doar fiica lui. Bărbatul o urmează, dar când iese din subsol, se întoarce pentru a privi din nou în întuneric. Atunci a surprins camera lui. Globul de pe scări zboară brusc în sus, ca și cum ar fi fost lovit de o forță invizibilă. Videoclipul se termină și rămânem să ne întrebăm ce s-a întâmplat mai departe. Deci, se pare că ceva ciudat se petrecea în subsolul bărbatului până la urmă. Să sperăm că data viitoare, când vor să coboare în acel subsol înfiorător, totul va rămâne în siguranță. Camera a surprins ceva. Silueta ciudată este vizibilă doar pentru câteva secunde înainte de a vedea un agent de securitate ieșind din birou pentru a o supraveghea. Apoi, figura pare să se ridice în mod ciudat spre cer. Deoarece există puține informații prezentate în acest videoclip, este dificil să înțelegem ce ne arată de fapt. Apariția și dispariția figurii par cu siguranță ciudate, dar fără context este greu de înțeles. Ce sau ce este asta, nu? Așa că ca întotdeauna o voi lăsa pe voi, dragii mei telespectatori, decideți ce este, scrieți în comentarii. Chiar vedem fantomele surprinse de camera de filmat? Sau este doar un joc de lumini și umbre? Mi-ar plăcea să aud teoriile tale despre asta în comentarii. În acest videoclip încărcat în contul TikTok The Paraworld, vedem o scenă destul de înfiorătoare. Imaginile de securitate îl arată pe paznicul vorbind cu un bărbat care nu se află acolo. Mai întâi se întoarce să vorbească cu bărbatul. Se ridică și pare să-l lovească cu pumnul.
În continuare, gardianul scoate un scaun lângă el și pare că se preface că invită persoana invizibilă să se așeze. Dacă ne uităm atent, putem vedea chiar și o umbră pe podea. Paznicul pare să-și continue conversația cu această creatură invizibilă misterioasă. Unii spectatori cred că gardianul a văzut o fantomă. Un urmăritor a spus că videoclipul a pus-o pe gânduri. A interacționat vreodată fără să știe cu un spirit în timpul vieții ei? Tu sau cineva pe care îl cunoști ai experimentat vreodată așa ceva? Mi-ar plăcea să aud în comentarii experiența ta personală sau poate experiența unuia dintre prietenii sau familia ta. Iar următorul videoclip a fost făcut de un bărbat pe nume Rolf Williams. Este originar din Launceston din Crownell, Marea Britanie. Imaginile au fost surprinse de camera sa de securitate și pare să sfideze explicația ușoară. Într-o seară, autorul videoclipului a primit o notificare pe telefon. Este conectat la sistemul lui de supraveghere, bineînțeles că a decis să se uite la filmare. Se pare că sub scări există o siluetă fantomatică și se mișcă ușor. Atât de uimitoare încât chiar și site-ul de știri Daily Mirror a preluat povestea. Autorul l-a confundat inițial cu un bărbat posibil beat, dar la o examinare mai atentă a figurii a fost dezvăluită o fantomatică ciudată. Adăugând la mister, casa lui Rom a fost construită pe locul unui vechi spital, ceea ce dă naștere la speculații despre adevărata origine a acestui personaj. Mulți speculează că ar putea fi o asistentă care poartă o uniformă veche. Autorul susține că setările camerei sale nu au fost modificate de ani de zile și nu a înregistrat niciodată așa ceva, ceea ce face ca această observație să fie deosebit de tulburătoare. Intriga s-a intensificat atunci când un mediu ciudat l-a contactat pe Jaff după ce videoclipul a început să circule pe internet. Mediumul susține că a comunicat cu un spirit pe nume Helen, care era o asistentă medicală care lucra la un spital de lângă casa lui Rob și a murit de gripă la vârsta de 36 de ani. Îți este teamă să mor de frig? Conform mediumului, Helen a evitat să provoace alarmă. A apărut pentru o perioadă scurtă, fără să deranjeze pe nimeni. Rob, a cărui familie crede în paranormal din cauza experiențelor anterioare, găsește această explicație reconfortantă. Autorul rămâne vigilent pentru alte evenimente neobișnuite, dar de atunci nu a mai întâlnit Helen sau alte fantome.